principala hotelului, ceva m-a fulgerat și am zis, eu am fost aici. Când mama, sigur, m-a dus pe mine, m-a adus la Brașov. Și am știut că dacă intru pe străduța din stânga hotelului, voi întâlni o clădire din cărămidă roșie, cu o poartă mare din lemn, o poartă transilvană, cu mult fier, cu balamale, cu o închizătoare și că în fața porții va fi un om în vârstă, un bărbat. Am intrat la stânga pe acea străduță, am văzut clădirea, am văzut poarta, am văzut bătrânul cu ceva mai mult decât ce era în imaginația mea, cu o floare. Și când m-am apropiat de el, mi-a întins floarea, mi-a zâmbit. Și atunci am înțeles ceva despre care nu se vorbea, pentru că era pe vremea lui Ceaușescu și nu aveam informațiile pe care le avem acum. Eu am înțeles că am fost la Brașov